Care a fost prima impresie când l-ai văzut așa, nu știu, din punct de vedere fizic, după ce ți-a făcut această propunere? Soțule, iartă-mă. Clar nu era genul meu. Bine, dar el știa asta, am discutat despre subiectul ăsta, dar m-a cucerit în timp cu felul lui de a fi blând, amuzant, iubitor. Care au fost cele mai mari provocări în cei 5 ani de când sunteți împreună? Mă gândesc că amândoi tineri, amândoi frumoși, gelozie. Nu prea avem chestii de gelozie, pe mine mă mai apucă nebunia câteodată, dar distanța, el având multe concerte, era mult timp plecat, chiar odată a plecat o lună, a avut turneu în state. Și a fost atunci mai greuț, dar am depășit. Adică înțeleg care e treaba, știu în ce m-am băgat și... Legat de serial, se uită la serial? Da. Sau îi povestești dinainte ce urmează să se întâmple? Se și uită și chiar dacă scapă un episod, ne uităm pe Antena Play și așteaptă mai ales secvențele de sărut cu colegii mei sau, mă rog, cu cine am de personajul. Și stă, de exemplu, a fost o situație când am avut o secvență de genul și a stat și zice, doar atât? Da, dar se uită și mă ajută că îmi dă și sfaturi și mă și laudă, că fiecare avem nevoie și de critică și de laudă. Cum a primit el schimbarea ta de look care s-a datorat rolului? Da. Când am discutat, după ce am terminat Adela și se discuta că va trebui să-mi schimb look-ul, erau două variante. Era un șaten cu șuvițe sau roșcat. Și l-am întrebat și pe el ce ar prefera, evident, și mi-a zis că roșcat. Și atunci și producătorii au ales roșcatul și n-a fost greu. A fost mai greu pentru vecinele de la bloc. Să obișnuiesc. Da. Mi-a și zis cineva, stătea mai bine blondă. Dar tu cum te simți așa? Eu mă simt foarte bine, plus că înainte să fiu blondă eu am fost roșcată, înainte să fiu în București. Deci pentru mine n-a fost o schimbare majoră. Ultima întrebare și te las. Ești moldovean, că spunem că te pricep la gătit și dacă da, care sunt mâncărurile preferate ale lui Bubu și cum reușești totuși să-ți menții silueta? Silueta mea mențin datorită genei bune pe care o am. Da, dar asta nu înseamnă că nu fac sport și nu am totuși grijă la ce mănânc. Gătesc, îi place foarte mult ceea ce gătesc. Îi place borșul roșu, pârjoalele, cum se spun la noi, adică chifteluțele, bătutele, cartofi prăjiți cu brânză, evident, ceea ce e și aici. Bine, dacă am toate mâncărurile pe care le fac, îi plac așa.